Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Daniela Luca, psihoterapeut, psihanalist, doctor în psihanaliză, o dragă prietenă, și vom vorbi despre rușine, pornind discuția noastră pe marginea cărții Rușinea, Vocea, Experiența și Vindecarea Rușinii în procesul terapeutic, o carte publicată în colecția Psihoterapia editurii Herald, un volum semnat de un important colectiv de autori. Iată, așadar, astăzi discutăm cu Daniela Luca despre rușine și aș începe discuția noastră înainte de a pune următoarele întrebări și a vedea și perspectiva psihanalitică asupra rușinii. Ce este, de fapt, rușinea și ce forme îmbracă ea? Ziua bună și mă bucur pentru această invitație și mai ales pentru acest proiect împreună. Și înainte de a dezvălui noi atâtea sensuri ale rușinii, mă pune pe gânduri un aspect mai profund al ei, pentru că cred că este unul dintre cele mai ascunse, absconse, chiar obscure, hâtre și văscoase afecte pe care le poate trăi o ființă umană și, indiferent că este copilaș sau adolescent sau adult sau bătrân, indiferent de naționalitate, de etnie, de vârstă, de o situație socială sau profesională, de statut, etc., este una dintre cele mai intime experiențe care tușează corpul, care tușează relația cu sine însuși, care tușează relația cu cei apropiați, care tulbură emoțional și alte afecte, da, pe alte paliere, care ne poate inhiba, care ne poate perturba relaționarea, care ne poate perturba mediul social, are atâtea cotloane, registre și inserții în viața asta de zi cu zi și cred că orice om a trăit cel puțin la fiecare etapă de vârstă o experiență sau alta mai profundă, mai de suprafață, care s-a simțit rușinat, rușinos sau a făcut tot posibilul să evite să se simtă așa. Cam asta ar fi din perspectiva și psi, dar și umană, da? Acest afect, această emoție, rușine. Experiența afectului de rușine în ultimii, hai să spunem, 2 ani și câteva luni, de când a început nebunia cu COVID, pandemia, a fost relevantă în practica ta psihanalitică și terapeutică? Da, asta a fost și o mare dilemă, pentru că atât rușinea cât și vinovăția, cumva, în afară de spaima angoasă, deprimare, sau poate chiar emoții așa ipohondriace, îngrijorări masive, prăpăstioase, afecte catastrofice, etc., rușinea și vinovăția au fost prezente și predominante cam pe tot parcursul ultimilor 2 ani, adică anii de pandemie. La fiecare pacient cu care am lucrat, chiar dacă era sau nu era expus, contaminat, afectat de coronavirus. Cred că această, nu știu, stigma, ca să-i spun așa, că așa devenise la un moment dat, ai COVID, ai luat COVID, te-ai infectat de COVID, m-am infectat, o să mă infectez, s-a infectat soțul, soția, copilul, la școală, la copii, că peste tot devenise atât de stigmatizant și în mediile instituționale, în social media, încât acest fenomen de masă a declanșat în straturile cele mai profunde, da, aceste exuvii de rușine, chiar dacă pacienții mai traversaseră în experiențele lor formele rușinii, acesta a fost așa ca un magnet, ca un atractor al nuanțelor și al tipurilor de rușine existente deja. Și au ieșit pe suprafață, așa, pe scena terapiei, pe scena psihanalizei, realmente cu fiecare pacient în parte, fiindcă fiecare a avut această experiență, indiferent că era provocată de lockdown, de faptul că fuseseră contaminați sau fuseseră rudele contaminate, cât de vinovat și rușinat te simțeai totodată. Unii erau jenați să recunoască, alții erau precipitați să spună cât mai repede să scape de sentimentul de rușine și de vinovăție, să se descoporosească, așa. Fiecare trăia cu un soi de frică de a nu fi blamat, stigmatizat de prieteni, de colegi, de vecini, să nu-i apară numele în presă sau în registrele cu care se înregistrau acei infectați. A fost foarte problematic, pentru că rușinea în sine, poate mai mult decât sora evitregă, între ghilimele, vinovăția, rușinea asta maladivă, rușinea asta văscoasă, tot cuprinzătoare, grea, este unul dintre factorii de blocaj, de impas, de frânaj al procesului intrapsihic terapeutic și al în relație. Și din cauza acestui context pandemic, context general, context real, da? Nu e doar o fantezie, o fantasmă sau o experiență, da, de zi cu zi, a făcut ca impasul, da, să devină mai greu de traversat, ba chiar celelalte, nu știu, suferințe sau dureri sau pierderi sau experiențe traumatice sau alte experiențe din viața de zi cu zi sau din viața mai de mult, să devină eclipsate, să devină mai puțin importante, deși erau, da, importante, mai puțin importante decât aceste forme brutale, brute, masive de rușine și de vinovăție. Și da, a fost foarte dificil, sigur că într-un fel fiind și paradoxal, fiind ceva atât de intim, dar totodată ceva atât de general existent, cumva pentru pacienți a fost o dublă mișcare, că vedeau că și toți ceilalți oameni obișnuiți, nu? S-a discutat foarte mult și în social media, webinarii, etc., remarcau că orice om se simte așa. Deci asta i-a ajutat cumva să-și amenajeze relația cu rușinea și cu vinovăția, dar totodată faptul că se magnetiza, da, rușina de altă dată sau forme de rușine mai vechi, devenea, da, un impas destul de serios. Din fericire, în ce mă privește, din experiența mea, nu au fost situații foarte grave, adică nici situații grave COVID printre pacienții mei și nici situații grave de rușine care să determină o asemenea invalidare a vieții emoționale, psihice și relaționale, încât să ducă, nu știu, la depresii majore sau la idei suicidare sau alte forme la care se poate ajunge pe un psihic mai fragil, da, exact. Fragil, pentru că este anulat cumva respectul și demnitatea de sine, da? Relația profundă cu sine însuși, și atunci pragul acela pe o personalitate care este predominant depresivă sau melancolică e foarte greu de dus. Vorbeai mai devreme, pomeneai despre rușinea maladivă. Cum putem transforma rușinea toxică, destructivă și care sunt acele mecanisme de apărare despre care tu amintești pe scurt în capitolul pe care l-ai scris în cartea Rușinea? Da, mulțumesc. În primul rând mă bucur că sunt una dintre cele 6 voci în căutarea personajului Rușinea și mai ales mă bucur că Gabriela Deniz a reușit să aleagă autori psihoterapeuți din orientări diferite și ce este frumos este că ne întâlnim. Deși venim din abordări diferite și experiențele proprii, informările noastre proprii, da? Suntem din psihanaliză, dar sunt și din gestalt terapie, dar sunt și din terapie existențialistă, dar este și Daniela, cealaltă Daniela din Dumitrescu, esperiană. Metoda espere, adică, și a fost, citind cartea, pentru că până la 5 iunie, când noi am lansat-o împreună, nu știam cu ce a venit celălalt și citind cartea, citind și celelalte scrieri, mi-am dat seama cât de frumos ne-a unit Gabriela pe noi. Deși suntem diferiți, avem o voce comună sau tocmai rușinea, acest personaj comun, tema și tot ce a produs în fiecare dintre noi această temă ne-a făcut să avem un numitor comun. Iar aceste metode de apărare sau mecanisme de apărare sau forme de prelucrare ale rușinii, de vindecare, cred că le regăsim la fiecare dintre autori. O să le vedem preserate, numite într-un fel sau altul, dar e important că pe fiecare ne-a preocupat, dar nu doar rușinea maladivă, ci și rușinea sanogenă, adică cea care pune o bună limită între mine și celălalt, într-o conviețuire în familie, în societate, respectul, demnitatea, da, verticalitatea, taburile, da, atingerii, taburile incestului, taburile uciderii, etc. Tot ce reglează, da, și modulează relațiile interumane. Și sigur că ne-a preocupat foarte mult ca terapeuți, da, cum prelucrăm totuși rușina aceasta toxică, maladivă, mortiferă, care poate să ducă în cazuri extreme, da, și la anihilarea de sine până la, da, poate chiar forma ultimă a se deda morții. Sunt forme de prelucrare, fie prin, în primul rând, prin a te confrunta cu tine însuți și cu experiențele tale, fi onest. A încerca să fii onest, chiar dacă ți este greu, chiar dacă îți vine să eviți, să ascunzi, să refulezi, să clivezi, nu să transformi în contrariu, da? Adică de la rușine să fii fără rușine, să fii cu tupeu, expus, exibat. Sau să-i faci pe ceilalți de rușine, adică nu te dai tu impecabil și ataci la zonele intime ale celuilalt și îi faci de râs. Sunt mecanisme, da, în care o persoană sau alta pot reuși să se țină la distanță de propria rușine, dar prelucrarea rușinii în momentul în care ești onest cu tine însuți, da, și ați asuma, a reușit să înțelegi cu adevărat sensul intimității, sensul taburilor, sensul distanței bune față de celălalt, ați fi în acordaj cu propriul corp, da, avea învelișurile psihice, da, bine țesute în așa fel încât, da, distanța față de celălalt, la rândul ei, să fie bine ținută, să-i respecti propria intimitate și demnitate. Da, toate acestea necesită un lucru de zi cu zi. Sigur că noi venim cu o experiență fiecare om vine cu experiență din propriul nucleu familial, din propriile relații parentale, grandparentale, din relațiile educaționale, mediile educaționale diferite și acest a fi pus la colț, a fi pus la zid, a fi pus la tabloul rușinii, da? Oprobriul public, piața publică, etc. Da? Toți le-am trăit într-o măsură sau alta, nu? Și atunci, dacă acest mesaj anihilant vine tot timpul din frageda pruncie și până în prezent, o persoană are dificultăți în a prelucra aceste fluvii de rușine care anihilează propriul sentiment de sine, anihilează propria relație cu corpul, ea anulează sau îi pune în dificultate propria trăire sexuală, relația cu celălalt, afectivă, sexuală, relația în comunitate, relația în spațiu social. Și atunci apar alt gen de mecanisme adaptative, mai degrabă, cum sunt renunțarea, resemnarea, intrarea în relații de tip masochist sau sadomasochist, în sens psihic, emoțional, relații pervertite, se face de rușine și cu cât se face de rușine, cu atât parcă își demonstrează lui însuși că ceilalți dintotdeauna au avut dreptate, că este un nimeni și un nimic. Sau putem vedea exact opusul, tocmai pentru că a fost atât de strivit să devină îndârjit, ambițios, perseverent, perfecționist, dar la limitele acelea extreme, încât să nu-și permită, tocmai ca să nu se facă de râs sau de rușine în vreo formă sau alta, să nu-și permită nici cea mai mică greșeală sau cea mai mică imperfecțiune. Da? Și, din păcate, poate să devină așa și cu sine însuși și cu ceilalți, adică cu propria familie, propriul copil, și aici vom vedea cum se poate transmite mesajul ăsta moralist, moralizant pe generații, de la bunici, părinți, la noi, la copiii noștri și, din păcate, aceste iradiere ale mesajelor care țin rușinea cumva în joc și în nucleul de sensuri și semnificații, se duce și către descendenții noștri, copii, nepoți și așa mai departe. Mai sunt mecanisme precum autoironia, ironia, da, care pot fi benigne, dar pot să ajungă să fie și ele maligne, adică să devină cruzimi. Da? Umorul, te iei puțin în șagă sau îl iei pe celălalt în șagă în aspectele astea mai rușinoase, în felul ăsta reușești cumva să depășești momentul penibil, momentul jenant. De altfel se și spune că cei care au umor, și nu doar la modul general, ci și un soi de autoironie, cum spuneai tu, au o anumită doză de inteligență și probabil că pot face față mai ușor anumitor circumstanțe sau contexte ale vieții. Pentru că tu vorbeai puțin mai devreme și cumva ai făcut trecerea, ai făcut legătura la următoarea întrebare pe care eu ți-o voi adresa, legat de copilăria timpurie și de tiparele relaționale și de mediul familial în care noi am crescut, de relația cu părinții noștri. Ai întâlnit în experiența clinică sau se poate vorbi despre transmiterea inter- sau transgenerațională a afectelor de rușine, umilință și vinovăție? Pentru că până la urmă vorbim totuși de niște aspecte de ordin, le-aș numi eu, social. Pentru că rușinea este o emoție socială și atunci mă gândesc la lucruri de genul, la aspecte culturale, la aspecte sociale, la aspecte care rușinea e ca un fel de limbaj, zic eu, pe care limbaj pe care îl învățăm în copilărie, bineînțeles, inoculat de către părinții noștri, că dacă părintele meu nu mi-ar spune nu ești suficient de bun, mă faci de rușine că iei numai 5 și 6 și uite prietenul tău, colegul tău, de ce poate să ia 9 și 10? E clar că îmi transferă emoția asta de rușine. Mă voi simți incapabil sau mă voi simți incompetent și lucrul ăsta cred că îl voi transfera și în relațiile mele ca adult. De fapt, aici e problema. Da, da. Da, e ca un fluviu care vine din generație în generație și am expresia asta chiar de la o pacientă a mea, cum simte cum îi curg prin vene fluvii de rușine și de vinovăție, dar de fapt exact așa se transmite din generație în generație, pentru că fiecare cultura a familiei, a societății are anumite norme și anumite conveniențe, ce se cuvine, ce nu se cuvine, ce se face, ce nu se face, cu multism religios unele, dar și cu o lege a familiei respective, o lege a fiecăruia și vine cu aceste norme sau morale deja încetățenite în sânge și oase, în minte, în gesturi, în mesaje, mesajele verbale și non-verbale. Și atunci copilul moștenește dinspre părinți, bunici, străbunici, spuse sau nespuse, aceste legi ale familiei, ale culturii respective, da? Că e cultura rurală, cultura urbană, cultura catolică, ortodoxă, musulmană, etc. Nu contează mesajul acela care cuprinde, da? Legea care este sau nu transgresată e acolo. Ce mai este important, că în mica copilărie, cel de în anișor 2, 3, 5, nu are maturitatea emoțională și intelectuală și morală să traducă aceste mesaje. Da, și dacă mai vin și cu secrete la pachet, da, e și mai complicat. Un copilaj nu o să înțeleagă, da, de un an și ceva, doi, când îi se spune rușine, nu pune mâna acolo. Mă faci de râs, ce urât mănânci. E nonsens pentru el, realmente. Și problema nu e că îi se spună odată. Dacă mesajul ăsta se transmite, mai apar mijloace de pedapsă, corecție, da? Tot ce înseamnă suita asta, da? Acte punitive. Apoi mai aude la creșă, la grădini, în continuare, cel stai jos, stai frumos, nu e frumos, nu e rușine, nu faci așa ceva. E caca, e cât. Nu pune mâna la cuciulică, la punduleț. Nu înțelege de ce. Și mai ales încărcătura aia, da? Teribilă, înverșunată, așa, sau pedepsit că s-a mânjit piure de morcov și pe bluzică și pe guriță și, da, pe coapsă și pe perete. El nu înțelege de ce o face pe mama de râs sau pe bunica de râs sau pe nășica de râs. Nu? Și e mare tragedie pentru că e piureu de morcov peste tot. Nu mai zic de căpuță, de pișuleți și așa mai departe. Deci până la școală, unde se pune și problema performanțelor intelectuale, sunt aceste comportamente în care corpul este inclus, nu mai zic descoperirea propriului corp, da, zonelor intime, etc. Acolo începe o altă poveste. Și totul vine cu încărcătura rușinii și vinovăției. Pe lângă, da, aceste mesaje care țin de istoria fiecărui părinte și bunic, cu ce nu se face, ce se face, ce rușinos din propria lor istorie, nu știu, experiențe sexuale mai mult sau mai puțin blamate de societate, alcoolism, boli psihice, boli fizice, relații rupte, extraconjugale și toate planează așa și ei încearcă acum să-și ferească copilul, nepotul, da? De tot ce e rușinos și de tot ce îi face de râs. Tocmai pentru că sunt pățiți, nu sunt arși. Și copilul nu o să aibă cum să dea sens la așa ceva. N-are cum. E pus la colț un copil sau pus să stea pe hol în întuneric, de exemplu, metode de astea punitive, sau în beci, sau în camera lui 5 ore, da? Pentru că l-a prins mămica, bunica, nu că s-a atins în zona intimă. El n-are cum să înțeleagă de ce. Sigur, va face sau nu va mai face. Starea de excitație este acolo. Pedapsa va mai veni. Pe urmă va fi pedepsit pentru că s-a dus pe afară și s-a mozolit și a urlat și a țiplat și a deranjat. Da? Și părinții se simt rușinați în fața vecinilor. Tot așa, nu are cum să înțeleagă că experiența lui de joacă, liberă, da? E ceva rușinos. Da? Că ce deranja? Dacă nu îi se povestește, dacă nu îi se dă sens, dacă nu îi se explică cât de cât, îi se face o poveste pe înțelesul lui, da? Ce este cu rușinea asta și de ce atât de rușinos. Da? Când e în pătuțul lui, în pijamăluța lui, în intimitatea lui și de ce pe stradă nu putem, da, să ne arătăm, da, în pielea goală, de exemplu. Că se facă o poveste, da, cu sens. Ori trecând prin aceste mesaje pline de încărcătura asta vâscoasă a rușinii și a vinovăției, copilul se va simți strivit. Da? Stima sa de sine va suferi, imaginea sa de sine va suferi, vor fi inhibiții emoționale, inhibiții ale limbajului, inhibiții intelectuale, va avea jenă față de propriile trăiri corporale, vor fi afectate conduitele alimentare, va fi afectată relaționarea cu ceilalți copii sau cu ceilalți adulți. Bine, nu toate astea la un loc, dau niște exemple, da? Ca să vedem între cum iradiază, da? Cât de larg și de profund și pe ani de zile poate să iradieze, da? Rușinea și vinovăția. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Daniela Luca, psihoterapeut, psihanalist, doctor în psihanaliză și am vorbit despre rușine din perspectiva psihanalitică, pornind discuția noastră pe marginea cărții Rușinea, Vocea, Experiența și Vindecarea Rușinii în procesul terapeutic, un nou proiect editorial, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald în colecția Psihoterapia, o carte, un volum semnat de un important colectiv de autori, de psihanaliști și de psihoterapeuți. Îi mulțumim foarte mult Danielei Luca, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!